Stimați ascultători, sper că nu v-a deranjat faptul că v-am oferit acest prolog mai lung la dialogurile care vor urma acum, dar acest concert pentru vioară și orchestra lui Tchaikovsky este drag atât mie și deopotrivă invitatului meu din această seară. Aș putea spune, fără să greșesc, că de el ne leagă multe zile și nopți cu totul și cu totul speciale. Speciale așa cum este și invitatul meu din această seară. Vedeți, de fiecare dată la dialogul Radio Timișoara sau aproape de fiecare dată folosesc acest adjectiv special. Dar invitatul meu din această seară este într-adevăr un om de excepție. De o mare generozitate, un prieten de categorie grea l-aș numi, un om cu un simț al valorii și al esteticului deosebit, un generos, un om care știe să ofere foarte mult și să ceară foarte puțin, un om
care trăiește în și întru poezie. Iată scurta mea prezentare în ceea ce-l privește pe invitatul meu din această seară, poetul Eugen Bunaru. Eugen, îți mulțumesc că după discuții lungi te-am convins să vii la acest dialog, în condițiile în care, spre deosebire de alții, nu ești un mare amator de publicitate și de ieșit în presă. Poeziile și articolele tale vorbesc în locul tău, de fapt. Dar este bine, din când în când, să ne auzim și de la acest microfon. Cu toate bucuriile și cu toate nostalgiile noastre, iată, este azi o zi, a fost o zi de toamnă urâtă. Sper că nu ne va predispune la nostalgie și că vom avea în minutele rămase la dispoziție timp să evocăm clipele frumoase ale anilor de când suntem prieteni. Da, îți mulțumesc, Nelu Crăciun, pentru invitația de a mă adresa prin acest dialog implicit ascultătorilor postului de radio Timișoara. Și sigur ai dreptate atunci când făceai precizarea că nu sunt un obișnuit al acestor genuri de apariții, să zicem așa, publice prin intermediul radioului sau al televiziunii. Am o doză de retractilitate care ține și de structura mea, ține și de un anume context și anume de simplu motiv că ani de zile cei care aparținem unei generații, ea a fost botezată, generația 80, sigur, printr-o extensie a termenului folosesc acest atribut de generația 80. Cum spuneam, noi am fost cumva privați în acel obsedant deceniu sau în acele obsedante decenii din epoca așa zisă de aur, am fost privați de șansa aceasta de a dialoga și de a ne afla, eu știu, în fața telespectatorilor sau a ascultătorilor. Și a cititorilor, evident. Și a cititorilor, da. Dar, sigur, aceste explicitări, până la urmă, au și doza lor de subiectivitate. Așa. Important e că nu le purtăm pică, nu? Nu, adică oricum lucrurile au evoluat în așa fel încât s-a realizat, să zic așa, un act de justiție, chiar dacă... Reparatoriu. Da, reparatoriu, chiar dacă cu o anume întârziere pentru mulți dintre noi. Mai voiam să-ți spun vis-a-vis de faptul că astăzi sunt invitatul tău, voiam să-ți amintesc că și eu de multe ori realizez dialoguri cu confrați, cu scriitori, cu artiști, cu oameni de cultură. Sigur, o fac prin intermediul presei culturale și anume prin intermediul revistei Orizont. Unde... Da, și o faci de ani buni, da, și o faci de bine. Chiar am înțeles că ai în pregătire o carte cu multe din aceste interviuri. Deci vreau să spun că oricum este o postură mai confortabilă aceea de a te adresa unui partener, de a-i pune întrebări, cel puțin în ce mă privește. Postura aceea mi-e mai plăcută, mai convenabilă decât aceea de a fi eu însumi, cum să zic, intervieva, dar fiindcă suntem prieteni și lucrul acesta fără îndoială va ajuta ca dialogul nostru să fie unul viu. Pentru aceasta, sigur că voi încerca să depășesc chiar emoțiile pe care le am acum. Vrei să-ți spun ceva, Eugen? Dacă ți amintești cu ani în urmă, într-o dimineață de 1 ianuarie, tu mă invitai la tine acasă pe la 4 dimineața și realizai cu mine un interviu pentru revista Orizont, da? Ai perfect. Ei, bine, vreau să spun că m-am simțit mult mai bine atunci că ai intervievat
decât mă simt în general atunci când eu pun întrebări. Exact ce spuneam și eu în ce mă privește. Ceea ce poate fi la urma urmelor un adevăr despre modul în care tu știi să-ți abordezi partenerul de dialog. Cu permisiunea ta am să ofer ascultătorilor noștri câteva refere biobibliografice pentru a ști câteva lucruri pe care probabil nu le știu despre tine. Eugen Bunaru s-a născut în 4 ianuarie 1945 în Timișoara, membru din 1990 al Uniunii Scriitorilor din România. Mama, Misirca, absolventă de conservator, Timișoara, decedată, sora compozitorului și dirijorului Mircea Popa. Fac o paranteză aici, Eugen. Noi am vorbit de foarte multe ori despre marele dirijor și compozitor care a fost Mircea Popa și unchiul tău implicit. Nu mai rețin eu bine sau el a dirijat în premieră capodopera lui Enescu, Oedip? Nu a dirijat-o în premieră, doar că atunci când în anii prin 70, dacă nu mă înșel, n-aș vrea să încurc cumva datele, dar în orice caz i s-a întâmplat un accident cerebral tocmai în situația în care repeta pentru punerea în stagiunea din toamnă, pentru punerea în scenă a acestei capodopere în scenă și atunci în toiul repetiției s-a întâmplat nefericitul moment al accidentului cerebral care de fapt a și pus cumva capăt carierei de dirijor. A mai trăit niște ani. Însă, bineînțeles, vreau să spun că lucrul acesta s-a întâmplat la o vârstă când afirmarea și desfășurarea lui ca artist era, ca să zic așa, în deplină maturitate. Da. Oricum este un nume care va rămâne în componistica și dirijatul românesc. Tatăl tău, Mihail, profesor de limba și literatura română decedat, sora Mihaela decedată. A absolvit liceul numărul 5 din Timișoara, din fabric, coleg de clasă și prieten cu Viorel Marineasa. În 1968, absolvent al Facultății de Filologie a Universității din Timișoara. În prezent, bibliotecar la grupul școlar Tudor Tănăsescu din Timișoara. Eugen, nu este o muncă grea aceasta de bibliotecar? Toți vorbim despre noblețea muncii cu cartea. Da, tu și scriitor fiind și poet. Sigur că atracția spre carte este intrinsecă, probabil, existenței tale. Ai Dar dreptate. Totuși, dincolo de acest aspect, există și uzura asta. Fără îndoială, dar, repet, pe undeva munca de bibliotecar e în sine nobilă, așa cum spuneai, și în păcate neapreciată la adevărată ei valoare. Astăzi lucrul acesta e cu atât mai, cum să zic, mai evident, cu cât știm bine că se vorbește mereu în ultima vreme despre faptul că se citește tot mai puțin. Sigur că lucrurile aici sunt greu de cântărit, relative, da? Pentru că cititorii totdeauna au fost cumva o elită, aș spune, forma o elită. Ei, fiind vorba de o bibliotecă școlară unde eu desfășor activitatea aceasta, aici am, pot să spun că am și satisfacție, dar fără îndoială că ai și un poți avea și un sentiment de neîmplinire sau de frustrare, nu? Chiar mai puțin asta, ci pentru simplu fapt că uneori există această percepție a bibliotecarului, nu știu, moștenită din alte vremuri, când bibliotecarul era confundat cu un manipulant de carte, un simplu individ care distribuie cărți, deci ceva care de fapt e doar o, cum să zic, e doar o fațetă pur exterioară a muncii de bibliotecar. Dar eu am avut bucuria în acești ani de când sunt în această
calitate la liceul, la școala despre care aminteai, am avut bucuria să am invitații. Adică lucrul acesta mi l-am asumat să depășesc, cum spun, condiția aceasta aparent ingrată de, știu eu, mânuitor de carte și să transform biblioteca într-un mic lăcaș al contactului cu, nu doar cu cartea, ci și cu autorii cărților. Am invitat foarte mulți colegi de-ai noștri de generație, poeți, scriitori. Elevul trebuie să înțeleagă că scriitorul nu este cumva o figură de ceară într-un muzeu al figurilor de ceară, ci este un om viu, un om care scrie cărțile, dar în același timp trăiește și el o viață cât se poate de concretă. Vreau să amintesc câteva nume de invitați. Deci am invitat, de exemplu, vreo 2-3 ani în urmă pe Adriana Babeț și pe Mircea Mihăieș. La școală se preda romanul Femeia în roșu. Femeia în roșu, ei fiind autori împreună cu regretatul Mircea Nedelciu și în colaborare, bineînțeles, cu Catedra de Limba Română, ne-am gândit că este un moment deosebit să există acest, cum să spun, această șansă pentru elevi să cunoască autorii unui roman destul de dificil de prizat de către elevii. Și care a avut și o istorie destul de sinuoasă, care a devenit film apoi. Da, vreau numai să spun și să nu, da, să nu extind discuția doar pe direcția aceasta, vreau doar să spun că întâlnirea a fost chiar un succes. A mai venit Daniel Vighi, Robert Șerban, Radu Pavel Ghiu, Marcel Tolcea, Mircea Pora, au citit, elevii au pus întrebări, deci au fost lucruri foarte vii, adică întâmplări din care elevii au înțeles acest lucru, că literatura, repet, nu este ceva osificat undeva sau pietrificat acolo între, da, copertele unei cărți. Pe unii chiar îi vor marca asemenea întâlniri pentru tot restul vieții, pentru că aud la radio sau la televizor și uite, pe el lui am pus și eu o întrebare. Vreau să spun, Eugen, în 1969, profesorul, unul din profesorii mei de literatură, domnul Aurel Jicman, tatăl regizorului Silviu Jicman, ne-a dus la o întâlnire la Biblioteca Județeană cu Damian Ureche, care tocmai venise de la Iași, unde luase un mare premiu de poezie atunci, cu poezie care începea așa: pe un picior de plai, un flăcău Mihai. Deci era cred că era de fapt festivalul Mihai Eminescu de poezie. E bine, întâlnirea aceea mi-a rămas tipărit atât de puternic, pentru că peste ani aveam să devin prieten bun cu Damian, Dumnezeu să-l odinească, și de câte ori ne întâlneam și mai ajungeam, tot reaminteam, știi tu, Damian, dragă, cum te-am cunoscut eu pe tine? Deci, iată, sunt lucruri care rămân, dar partea aceasta cu munca la bibliotecă este o mică latură a activității tale. Aș vrea să intrăm în lucrurile mai consistente. Din 1996 este domnul Eugen Bunaru coordonator al Cenaclului Pavel Dan al Casei Studenților din Timișoara. Nu ne oprim deocamdată la discuția despre Pavel Dan. Vreau să mai trec în revistă niște lucruri și după aceea le luăm, Eugen, așa, la tocat mărunt, dacă ești de acord. Colaborator permanent la revista Orizont, rubrica Exil Interior. Debut în presă cu poezie în revista Forum Studențesc 1979. Debut editorial, iertați, Alegerea Surâsului, București, Litera, 1981. Volume de poezii publicate: Alegerea Surâsului, editura Litera, Datorii Nocturne, București, editura Litera, Fragment de Tăcere, editura de Vest Timișoara, volum inclus inițial în planul editorial al fostei edituri Facla pe anul 1988 și respins ulterior din motive extraliterare sub presiunea Consiliului Culturii. Mie mi-a dispărut un volum care era la concurs, îți amintești, da? Lucruri obișnuite. L-a căutat orice după aceea și nu l-a mai găsit. Era volumul meu de debut înscris la concurs.
Ochiul Postum, Timișoara, editura Marineasa, Travestirea în transparența unei zile, de asemenea editura Marineasa, Noblețea din aer, tot editura Marineasa, Tinerețea unei umbre, Timișoara, editura Mirton. Păcat că a început Marcel acea serie, da, care serie. Nu cred că va mai continua odată cu plecarea lui de la, așa de e, la Mirton. Este un fel tot un demers recuperatoriu, dacă vrei. Da, scuză-mă puțin, de ceea ce a făcut editura Marineasa imediat după 90 ține de acest demers recuperatoriu, pentru că foarte mulți dintre poeții importanți, semnificativi, pe care i-a dat Timișoara, mă refer din nou la poeții aparținând așa zisei generații 80, undeva, eu nu sunt totalmente de acord cu aplicarea acestei etichete pentru noi, pentru timișoreni, dar ca să simplificăm lucrurile și să acceptăm reperele de critică, de istorie literară... Necesită să dau din metodologic, exact, de fapt. Exact, le folosim, iată, în discuția noastră. Cum spuneam, poeții acestei generații, noi, de fapt, eram un fel de underground, de poeții ai subterane, și lucrul acesta era absolut, să zic așa, pipăibil, în sensul că cei mai mulți dintre noi nu aveam volume tipărite până după 90, poezii publicate în foarte, foarte cu multă, cum să zic, reticență din partea oficialităților care conduceau reviste de cultură. Deci situația era de așa natură încât chiar resimțeam fiecare în parte și toți la un loc, ca și grupare, resimțeam această, n-aș zice persecuție, ci pur și simplu marginalizare. Și mai ceva, Eugen, dacă ești de acord cu mine. Noi n-am avut, de pildă, ceea ce a avut Cenaclul de Lună la București, un Manolescu. Ai perfectă dreptate, chiar dacă noi am avut în Timișoara, totuși cel puțin, zic eu, în personalitatea domnului Liviu Șocârlie, am avut un reper moral, un reper intelectual de anvergură. Bine, el conducea Cenaclul de la Casa Universitară, dacă ți-amintești, da, sigur, în deceniul 9. S-au petrecut seri deosebite și acolo de aceste întâlniri foarte de substanță cu invitați de marcă. Dar erau tot așa, dacă ți-amintești, la limita toleranței de către regim. E adevărat. Erau urmărite, erau monitorizate. Că, chiar dacă noi atunci sfidam într-un fel lucrul acesta sau îl ignoram și bine făceam, da, ne asumam o anumită stare, cel puțin interioară, de libertate. Și acest lucru, cum spun, a făcut ca totuși să fie foarte importantă, deci faptul că eram barați, ca să spun așa, în aspirațiile noastre firești și motivate de, zic eu, de talentul fiecăruia, a fost deosebit de benefică recuperarea aceasta, n-am alt cuvânt, pe care a făcut-o în timp editura Marineasa, publicând volumele celor mai mulți dintre noi. Știu că tu ai publicat, ți s-au publicat... Da, chiar am luat premiul de debut, cu prima carte publicată la Marineasa, da. Adrian Derlea, Ion Monoran, da, eu, da, și alți poeți. Pruncuț, chiar Pruncuț, după Pruncuț, ce n-am mai fost. Da. Deci lucrul acesta va deveni, cred eu, subliniat de critica și de istoria literară care va viza momentul de după 90. Colaborări cu poezii, publicistică literară, interviuri, portrete în România literară, Orizont, Forum Studențesc, Amfiteatru, Contrapuncte, Chinox, Euforion, Vatra, Familia, Poezis, Ariergarda, Ziua Literară, Almanahul Banatului, România literară. Poezii traduse în limbile sârbă, în germană, în maghiară. În limba engleză, în antologii de poezii,
Casa Faunului, editura Hestia, Timișoara 96. Premii literare 1986. 1986. Premiul Cenaclului Asociației Scriitorilor din Timișoara și a revistei Orizont. Da, a existat o perioadă de câțiva ani în care Cenaclul Orizont, revistei Orizont și al Asociației Scriitorilor din Timișoara acorda astfel de premii. A fost un gest, cum să spun, îndrăzneț, aș zice, din partea celor care atunci conduceau revistea, mă gândesc la Anghelu Brăveanu, la Ion Areșanu, la Cornel Ungureanu. Știu că acest premiu a fost luat de Marineasa, de Pora, de Vighi la proză și printre alții am avut și eu această bucurie. Da. 1999, premiul unui scriitor din România, filiala Timișoara, pentru volumul de poezii Noblețea din aer. Același volum premiat la Salonul Național de Carte Cart Vest, editura Marineasa 99. 2003, premiul unui scriitorilor filiala Timișoara pentru volumul Tinerețea unei umbre, Milton 2003. Prezent în foarte multe antologii, aș menționa aici Casa Faunului, realizată de Lucian Alexiu, Zona Poecii Prozatori din Timișoara, făcută tot la Marineșii, Aleșii Marineșii, da? Antologia Poeților Ardeleni Contemporani, de care nici n-am știut până cu Eugen. Da, există. Așa. A îngrijit selecția textelor și prefațat într-o antologie de poezie Dintr-o respirație, poezi din Cenaclul Studențesc Pavel Dan din Timișoara, generația 2000, editura Marineasa. A coordonat alături de Dana Gheorghiu Angel editarea suplimentelor literare, serie nouă ale revistei Forum Studențesc. A îngrijit alături de Valeriu Drumeș și Marian, o prea zic bine, da, volumele Gheorghe Pruncuț, Moartea muzicantului, editura Marineasa, Smerenii pierdute, Marineasa 2002, plus antologia Gheorghe Pruncuț, Clipa ascunsă, Marineasa 2006, împreună cu Marinel Oprea. Mai urmează, drag Eugen, aici foarte multe referințe critice în volume, dar și în publicații, și a spune că dacă nu te superi, sunt foarte multe, n-are rost, ai să... Eu facem o trecere, eu cred că ce am prezentat până acum a fost relevant. Dacă ești de acord, ca să și, pentru că tot dialogăm pe poeți, cum vrei tu, ți-aș propune, dacă vrei, să ne citești ceva, de acord? Da, cum o prima plăcere. Repriză. Da. Uite cum zboară timpul, e 20 și 37 de minute. Ai dreptate. Da. Uite, am să o rog pe Nicol Ranisav să pună un fond muzical și te rog să te hotărăști la un poem, două, cât dorești tu. Da, am să citesc o poezie deocamdată din volumul Noblețea din aer despre care ai amintit. Călătorie albă. Călătoresc sub o petală albă, asemenea unui orgasm înflorind în lumina ce nu mai aparține păcatului, inspir prin toți porii otrava și mireasma, nici nu mai știu dacă tocmai mă nasc sau dacă tocmai urmez sufletul ca pe un abur întâlnind cerul și nu știu să zăresc dacă încă e ziua sau doar se lasă amurgul. Pășesc sub o petală albă, cu ochi dilatați de spaima cu care mă bucur, când tocmai aud sub tălpile mele aripi de porumbel ce se înalță la cer. Da. Aș vrea să te întreb, dar nu vreau să teoretizăm discuția noastră, să te întreb, Eugen, dragă, ce înseamnă de fapt să fii poet? Ce înseamnă să percepi lumea de o manieră anume și să o exprimi de așa natură încât acolo să se întâlnească epistemicul cu ontologicul, cu axiologicul și mai departe. Dar am teoretizat mult și poate o să ne citești mai încolo ceva ce seamănă artă poetică, dar eu aș vrea să insist pe un lucru extraordinar pe care tu-l faci, iată, din 1996,
de când coordonez activitatea Cenaclului Paverdan. Noi am avut o perioadă când eram noi paverdaniști și când trebuie să aminteam că alături de Viorel Marineasa, cel care a fost cel care răspundea direct de Cenaclu, au fost cu noi oameni de mare calitate. L-aș aminti aici pe Rodica Bărbat, l-aș aminti și tu pe domnul Liviu Ciocârlie, apoi pe Viorel Boldureanu, pe Ioan Ipopa, răposatul Ioan Ipopa, da. Ce să spun? E vreo diferență între ce eram noi atunci și poate Libertatea? Da, Libertatea, fără îndoială, că a schimbat profund, știu eu, felul în care cei care astăzi frecventează Cenaclu sau cei care scriu poezie astăzi se exprimă. Deci, într-un anume fel, Libertatea aceasta a mai deschis o șansă, o perspectivă care pentru noi, chiar dacă nu scriam sau care, chiar dacă atunci când scriam nu ne obseda neapărat ceea ce se numea cenzură, totuși undeva probabil într-un subsol al conștiinței, al ființei noastre, funcționa o autocenzură. Cel puțin mulți au recunoscut acest lucru. Eu vreau să spun că în mare măsură pentru mine scrisul era o chestiune atât de intimă încât refuzam ideea aceasta de, știu eu, de supunerea textului meu vreodată unei astfel de operații de cenzură. Și din punctul ăsta de vedere mă simțeam liber în fața hârtiei, în fața colii albe, cum se spune. Dar, așa cum spui, Libertatea aceasta de după momentul 89, decembrie 89, a descătușat realmente toate căile de acces și de expresie și de exprimare a celui care scrie și se adresează unui public. Uite, simt că trăiesc în aceste clipe puțin sub zodia comparației. Vreau să te întreb, actualii studenți, cei care frecventează Cenaclul Paverdan, tineri, poeți, scriitori, prozatori, mai dau dovadă de aceeași... Tu ți-amintești discuțiile noastre și modul la care se discuta și patima, aproape aș spune, pe de o parte, deci această implicare atunci în ședințe și în al doilea rând, iertată să-mi fie modestia, era vorba și un nivel destul de ridicat de cultură. De cultură poetică și nu numai de cultură poetică, ci de cultură critică, de istoria literaturii, deci da. Lucruri care nu știu cum mai funcționează acum, îți spun drept. E greu să încerc să fiu concis și în același timp, cum să zic, concret obiectiv. Și obiectiv răspunzându-ți la această întrebare. Sunt nuanțe și nuanțe. Pe de o parte, vreau să precizez vis-a-vis de ideea de Cenaclu că această formulă, deși a fost pusă sub semnul întrebării multă vreme după 90, considerându-se ca fiind cumva perimată, am constatat... Nu, eu cred că mulți au confundat cuvântul cenaclu cu alt gen de cenaclu. Păi asta este, care... da, existau acele cenacluri, cum să zic, comandate, conduse, dirijate, asta era în perioada de tristă amintire. Dar chiar s-a crezut o vreme că cenaclu e o formulă depășită și că tinerii scriitori sau cei care aspiră spre a se exprima ca poeți, ca prozatori, nu au nevoie de un astfel de cadru. Eu, prin experiență, să zic așa, directă și prin faptul că am rămas un paverdanist înrăit, e un termen care nu-mi place, știți ce vreau să spun, deci devotat, vreau să zic, idei de Paverdan, am constatat că formula de cenaclu nu este depășită. Sigur, poate fi, adică e vorba de oameni, e vorba de felul în care știi să, cum se spun, să fii în același timp pedagog, aș zice, și în același timp să comunici cu
cei care vin spre tine cu multă încredere și din punctul ăsta de vedere mi-aș permite să spun că am avut bucuria și surpriza să constat în acești ani din 96 încoace, de când cumva, hai să zicem, coordonez un termen iarăși destul de impropriu, acest cenaclu împreună sau alături de Dana Angel, am avut deci bucuria să constat că talentele apar non-stop, ca să zic așa, și că toată acea alarmă și alertă a multor intelectuali chiar de bună factură care vorbeau chiar și de moartea poeziei și de moartea literaturii, vorbeau de funeralile pe care trebuie să le acordăm, iată, cum spun, poeziei și literaturii. Au fost toate, tot felul de excese. Da, toate au fost excese, s-au dovedit a fi un fel de false alarme, false probleme. Cum spun, tinerii au apărut mereu și țin neapărat să dau câteva nume. A apărut o serie foarte bună, în special de poeți. Aș zice, proza totdeauna vine, se pare, mai târziu și... Te ferești să-i numești 90-iști, 2000-iști și mai departe. A fost o serie foarte bună în anii imediat după Revoluție. Atunci de Cenaclu s-a ocupat o perioadă Cornel Ungureanu, Marcel Tocea și chiar Viorel Marineasa din nou. Au venit, iată, câțiva tineri care au și confirmat, un Robert Șerban, un Adrian Bodnaru, Daciana Banciu, devenită Daciana Branea, Dorian Branea, Tinu Pârvulescu, cei care ar aparține de generația 90, dar mult mai aproape de noi și care astăzi sunt, cum să spun eu, sunt nume care nu, peste care nu se poate trece atunci când se fac niște referiri, niște, aș zice, niște bilanțuri de ultimă oră vizând generația nouă, adică generația 2000. Deci Timișoara a dat prin Cenaclu Pavel Dan câțiva poeți care contează și mai mult decât atât sunt convins că vor conta prin ceea ce vor face în continuare. Mă refer la un Tudor Crețu, la Alexandru Potcoavă, la Cătălina George, la Adriana Tudor Gâtan, la Sebastian Duică, Alexandru Colțan. Țin neapărat să-i amintesc pentru că este important să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat, cum spuneam noi ceva mai înainte, pe vremea noastră, atunci când trăiam într-o solidaritate frumoasă, într-o prietenie deosebită și într-un cult al poeziei care, da, ai dreptate, astăzi pare că nu mai are aceste dimensiuni, aș zice, romantice, cum le avea, cum le nutream noi, cum le cultivam noi, dar e bine că acești tineri, cum spun, să nu întâmpine indiferența pe care am întâmpinat-o noi și să își urmeze cursul absolut firesc, concordant cu vârstele poetice pe care le poate parcurge un poet. Știu acum, când ascultându-te, rememorez așa frânturi, momente din acele întâlniri noastre, mă întreb dacă nu cumva aproape ajunsesem la o obsesie a poeziei, că în timpul cenaclului discutam poezie, după ce se termina cenaclul, mergeam la o bere și discutam poezie, când ne întâlneam pe stradă, discutam poezie, discutam ce carte a mai apărut, deci realmente existența noastră se învârtea, da, în jurul poeziei, care era pentru noi într-adevăr un mod de existență. Și aici nu, sigur că nu trebuie să idealizăm sau să romantizăm aceste întoarceri în trecut, dar este adevărat și explicabil în condițiile în care, repete, Eugen, și să fie iertat dacă greșesc cumva, noi chiar n-am avut un spiritus rector. Da, aici, cum să spun, accentul pe care îl pui este absolut just, așa s-a întâmplat, așa a fost, în spre deosebire de București, de Iași, de Cluj, unde a existat o altă
știu eu, coagulare în jurul unui astfel de spirit. Și lucrul acesta s-a răsfrânt foarte, cum să zic, în beneficiul tinerilor de atunci, 80-știlor din anii aceia. Mă refer la poeții astăzi de cum să spun, clasicizați aproape ai generației, care au beneficiat de un sprijin enorm din partea lui Manolescu, din partea lui Mircea Martin și a altor câțiva critici, Ion Pop și așa mai departe. Așa este. La noi lucrurile au stat puțin altfel și, cum spuneai, ne-a solidarizat această iubire de această iubire față de literatură, față de poezie, credința noastră în scris ca ceva salvator, ca ceva care să ne scoată din un anumit urât al vieții și al existenței de atunci, un anumit întuneric care era intrase și noi, nu numai că era în afara noastră, dar cumva ne amenința parcă intimitatea. Ceea ce dacă ți-amintești, chiar discutam în filmul acela făcut de TVR, un lucru foarte bun. Un lucru foarte bun, de altfel. Spuneam că, de fapt, noi când ne întâlneam, discutam cultură. Făceam axiologie. Filozofie, atât cât aveam acces la unele cărți. Exact, sigur că da. Pentru că să nu uităm că, de exemplu, pe vremea aceea era o raritate să prinzi un Emil Cioran pe culmile disperării, să prinzi un Unamuno, să prinzi Sfântul Augustin. Țin minte că totuși circulau așa quasi clandestin niște exemplare xeroxate. Mi-amintesc că Daniel Vighi la un moment dat structurase un nucleu, creat un mic cerc numit de antropologie, care s-a desfășurat un timp sub egida Casei Studenților și apoi pur și simplu a fost interzis și ne-am refugiat în perioada când am lipsit eu doi. Exact, da, erai plecat din Timișoara. Lucrurile se petreceau, cum spuneam, într-o clandestinitate reală, în casa poetului Milodrag Constantinovici, undeva în Mehala, o casă de care iarăși ne leagă amintiri deosebite. Și a fost mari scriitori și oameni de Da, cultură. A fost și Sorin Titel când și-a lansat cartea aceea, Femeie, iată fiul tău, a fost acolo și a fost încântat de atmosfera. Mircea Ivănescu a venit. Mircea Ivănescu. Liviu Ciocârlie a ajuns, Anghel Dumbrăveanu, dar bine, ei au venit în momente, să zicem așa, unice, prilejuite de aceste lansări de carte. Însă eram un grup constant, țin să-i amintesc, Daniel Vighi, Gheorghe Pruncuț, Ion Monoran, Milodrag Constantinovici, care era și anfitrionul, și eram eu, cam acesta era grupul, și țin minte că Mircea Ivănescu, care a fost de câteva ori în Timișoara, renunța la întâlnirile oficiale, la acele festivaluri care se țineau pe la operă și aveau, bineînțeles, glazura aceea oficială și, cum să zic, conformistă cumva. El era invitat, dar se schiva și se refugia, ca să zic așa, cu noi în acest spațiu. Și a fost uimit de mica noastră, să zic, aventură spirituală care se petrecea între Iată, te-ai amintit de casa lui Milodrag Constantinovici, Bata, de fapt. Bata, da, cum îi spuneam noi. Așa, ne-am propus să vorbim și despre Palatul Victoria, despre Tanti Bebi, nu mai avem timp, privește și tu ceasul, mai avem 3 minute de emisie în care te rog să ne mai citești un poem. Și ultima mea întrebare va fi: cum vede poetul poezia la maturitate? Poetul cu P mare. Detalii. Chipul real din spatele măștii reale. Dacă doriți, tremură mâlul tăcerii și vântul imprimă ca pe un punct terminus hămăitul înverșunat de-a lungul gardului slăbănoc proptit de ciuperci, o vioară cu ofertele ei muribunde,
pășești pe o poșghiță. Femeia poartă o frunză arzând și chiar a aprins o lumânare în împrejurări care reclamau asta. Fruturi naivi dau târcoale, floarea soarelui confesivă invadează camera de luat vederi. Cel mort, ni se dau detalii, a trăit clipă cu clipă. Da. Cum se simte poetul la maturitate? E o întrebare absolut... idiotă? Nu, dar într-un anume fel dificilă. Vreau să spun că pentru mine poezia rămâne și va rămâne șansa mea de a fi consecvent cu mine însumi și de a fi în acord și în dezacord cu mine însumi și cu lumea din jurul meu. Eu, cum spun, o alegere pe care o faci și am făcut-o până la urmă dincolo de propria mea voință. Poet, cum s-ar spune și cum se spune, te naști și sper eu să, în ce mă privește, să nu trădez această condiție de acum încolo. Sunt convins că vei rămâne același om generos, admirabil de generos. Un om, iată, aflat la vârsta confirmărilor autentice, nu doar conjuncturale. Nu conjuncturale, nu asta am vrut să spun, confirmate de premii literare sau la vârsta adevăratelor confirmări, pe care cred că tu însuți, de fapt, în primul rând, ești cel care le simte. Eugen, îți doresc multă sănătate.